Salutare și bine ai revenit la încă un episod marca Grile Rezidențiat. Eu sunt Cătălina, iar înainte de a-ți prezenta medicul rezident din acest episod, vreau să-ți mulțumesc că faci grile pe platformă și să-ți aduc la cunoștință că avem un articol pe blog cu 12 funcții secrete pe care le oferă site-ul grilerezidențiat.ro, despre care vei afla mai multe dacă faci click pe linkul din descriere. Dar să revenim! Astăzi discutăm cu medicul rezident Alina Tătaru despre cum este rezidențiatul pe reumatologie. Să-i dăm drumul! Bună, Alina! Bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat! Vreau să-ți mulțumesc în numele întregii echipe că ne-ai acceptat invitația și că vrei să împărtășești cu viitorii rezidenți câte un pic din experiența ta. Da. Bună, Cătălina! Mulțumesc mult pentru invitație și ocazie. Voi încerca cât de mult pot să ajut tinerii colegi și sper să reușesc să sparg un pic mitul oamenilor care cred că reumatologia tratează reumatismul. Poți să încep să ne spui un pic cum ți-ai dat seama că aceasta e specialitatea pe care o vrei? Eu cred că am fost acel tipar de student la medicină care aștepta să parcurgă cumva toți anii de facultate, toate stagiile, pentru a avea o vedere de ansamblu. Încă de la început am înclinat mai mult către ramura de medicină internă și mai puțin pe ramura chirurgicală sau cea de laborator. Îmi doream să lucrez cu pacientul, astfel că la finalul celor 6 ani, în care gustasem puțin din gastronomia fiecarei specialități, am trecut pe hârtie câteva dintre opțiunile în care m-aș fi văzut și mi-aș fi dorit să profesez. Mi-am dorit o specialitate care îmbină puțin din toate, care să reprezinte o provocare atât în ceea ce privește nivelul de cunoștință în medicină internă, cât și stabilirea diagnosticului. Am exclus din prima, pe lângă ramurile chirurgicale, și acele specialități cu patologii consumptive, cum ar fi, nu știu, oncologia și hematologia. Nu cred că aș fi fost capabilă să fac față. Mi-am dorit o specialitate care să-mi ofere și timp pentru mine, pentru o viitoare familie, dar care totodată să mă satisfacă, să mă țină la curent cu puțin din tot ce înseamnă medicina internă. O specialitate care să mă provoace. Am înțeles. Poți să ne spui din ce perioadă ai început tu să te pregătești pentru rezi și dacă punctajul obținut a cântărit în alegerea ta? Sigur. Pregătirea pentru rezidențiat a fost la începutul anului 6, iar alegerea, da, a fost cântărită puțin de punctaj, având în vedere că la începutul anului 6 de facultate încă nu eram foarte convinsă ceea ce vreau să urmez la rezidențiat. Mi-am setat totuși să iau un punctaj cât mai bun pentru a nu fi condiționată de acesta. Știam că am nevoie de un punctaj bun pentru a putea alege cam orice specialitate clinică și orice centru. Mulți au fost curioși din cei care ne ascultă și au pus foarte multe întrebări de genul: care e diferența dintre ortopedie, reumatologie și medicină fizică și reabilitare? Da, este o întrebare foarte bună. În primul rând, sunt specialități total diferite. În primul rând este ramura chirurgicală, respectiv ortopedia, și celelalte două sunt ramuri medicale, reumatologia și medicina fizică și reabilitare. Voi începe prin a defini ce înseamnă reumatologia, deoarece prin numele pe care îl poartă, această specialitate ne limitează cumva la a ne gândi doar la reumatism sau boli degenerative. Însă asta nu este decât o mică parte din ceea ce poate oferi. Reumatologia este o ramură a medicinii interne care se ocupă cu depistarea, diagnosticarea, tratarea și recuperarea bolnavilor cu afecțiuni chirurgicale ale aparatului locomotor. Din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai dinamice specialități, deoarece are și un interes major pentru identificarea de noi ținte terapeutice, ceea ce împreună cu dezvoltarea tehnicilor de biologie și inginerie genetică au culminat cu dezvoltarea terapiilor biologice care au revoluționat tratamentul acestor patologii. Însă, cum spuneam, reumatologia poate să cuprindă chiar 10 grupe majore de boli și, cum sunt foarte multe, de câte le voi puncta foarte succint, și anume boli sistemice ale țesutului conjunctiv, bolile inflamatorii autoimune, cum sunt vestitul lupus sau poliartritul reumatoidă sau Sjögren, sclerodermia sistemică, miopatiile inflamatorii, de asemenea sunt vasculitele, cum sunt arterita tachiașu, poliartrita nodoasă sau spondiloartropatiile seronegative, din această categorie fiind atleta psoriazică, artropatiile axiale, pot fi artritele din asociate cu agenți infecțioși, cum sunt boala Whipple, boala Lyme, artritele din HIV, pot fi afecțiunile articulare întâlnite în boli metabolice sau endocrine și hematologice, cum ar fi guta,
artropatia Charcot din diabetul zaharat, pot fi întâlnite și boli ereditare care să intereseze sistemul locomotor, neoplazii și alte leziuni de tip tumoral care să implice patologie articulară, sunt tulburările reumatologice diverse, cum sunt amiloidoza sau afectarea articulară din sarcoidoză. Practic, în concluzie, reumatologia cuprinde un spectru foarte vast de patologii sistemice, genetice, autoimune, metabolice, nu știu, degenerative, infecțioase, neoplazice, cu implicare multisistemică, ce necesită o abordare foarte atentă din partea medicului reumatolog, cu identificarea tuturor aspectelor clinice pentru creionarea atât a diagnosticului, precum și stabilirea obiectivelor și țintelor terapeutice, managementul patologiei de bază, a comorbidităților care survin secundar bolii de fond sau a tratamentului. Medicina fizică și reabilitarea însă are ca scop de a îmbunătăți și a reabilita capacitatea funcțională și calitatea vieții pentru persoanele cu dizabilități fizice, afecțiuni dizabilitate și sau handicap. Reumatologia totuși colaborează cu ortopedia și cu medicina fizică și reabilitare foarte mult, însă fiecare totuși prezintă patologii și obiective terapeutice diferite. Ce tare! Deci, clar, acum, dacă aveau vreun dubiu sau vreo nelămurire, nu au cum să nu înțeleagă diferența dintre ele. Poți să ne spui ce-ți mai amintești tu cum a fost primul an de rezidențiat? Mi-amintesc foarte bine cum a fost primul an de rezidențiat. Este cam greu să uiți asta, indiferent de specialitate. Trecerea cumva de la studenție la rezidențiat este un pas resimțit din plin de fiecare dintre noi. Este acel moment în care trebuie să pui în practică cam tot ce ai învățat în facultate și în acest timp să depinzi și alte câteva atribuții noi de birocrație. Te năucește puțin la început. În cazul meu particular a fost mai grea acomodarea, deoarece am fost repartizată întrucât eram în stagiu de medicină internă pe secția de care cardiologia spitalului pe care l-alesesem pentru practicarea acestui stagiu. Am avut ajutor doar foarte puțin în primele 3 luni de la o colegă mai mare care m-a ajutat să mă orientez. Ulterior am rămas singurul rezident și era destul de greu. Pacienții care se prezentau la această secție veneau cu patologii destul de decompensate de medicină internă. Eram întrebată la fiecare pas de către asistente cum se administrează anumite terapii, în ce doze, în ce tip de perfuzii, cu ce viteză, lucruri pe care evident nu le stăpânea imediat după băncile facultății. Însă nimeni nu știe exact în ce an de rezidențiat ești și cu ce bagaj de cunoștințe vii. Se așteaptă să răspunzi prompt, trebuia să răspund la toate aceste întrebări cu imediat mă ocup și să mă documentez într-un timp scurt. Birocrația însă este un lucru complet nou. Nimeni nu te pregătește pentru asta, le prinzi din zbor, de la strângerea documentelor necesare, la DRG-uri, coduri de diagnostic, externări, rețete electronice și toate acestea eventual făcute în cel mai scurt timp posibil. În linii mari, cred că pe fiecare dintre noi primul an ne năucește puțin, fiecare are memoria vie a unei experiențe de boboc medic rezident. Da, o să afle și ei pe pielea lor ce înseamnă să fii boboc medic rezident. Dar ca să-i familiarizăm mai mult, ne poți spune cum arată o zi din viața unui rezident? O să mă raportez la o zi obișnuită, fără gardă și eventual fără COVID. Nu cred că este o zi foarte deosebită de alte specialități. Se desfășoară cu vizita pacienților internați, completarea evoluțiilor în foile de observație, dacă se cunoaște programul de internări de a doua zi, se interesează dacă au ajuns pacienții, dacă au făcut triajul epidemiologic și dacă acest răspuns este da, se aduc pacienții pe secție, se completează actele de internare, acordurile semnate de pacienți, toate cele necesare pentru internare. Apoi rezidenții participă până vor fi gata foile și la raportul de gardă. Acum, din cauza pandemiei, acesta se realizează pe Zoom, înainte era în format fizic. În anumite zile ale săptămânii, la raportul de gardă se organizează diverse prezentări pe teme științifice atât de medicină internă cât și de reumatologie realizate de către rezidenți. Mai pot fi prezentate, nu știu, cazuri speciale, articole științifice.
Apoi, după raportul de gardă, se verifică dacă au fost internările introduse în sistem, se intră în posesia foilor de observație, se fac cererile de analize, se consultă pacientul de către medicul rezident, se efectuează examenul obiectiv și foaia de observație, se trimit la investigații suplimentare pacienții, între timp fiind gata și rezultatele analizelor și se controlează astfel o imagine de ansamblu. Apoi, la final, se face vizita la pacient împreună cu medicul îndrumător, se prezintă cazul și apoi se discută despre caz, opțiuni terapeutice, se completează medicația, mai sunt și foile de zi în care acestea trebuie să, la care trebuie să se facă și externarea, eventual să se printeze scrisoare medicală pentru medicul de familie, rețetele necesare. Ca și atribuții, ce atribuții are un medic rezident? Atribuțiile medicului rezident nu sunt diferite, cum am zis, față de alte specialități de medicină internă și le-am cam punctat un pic la întrebarea precedentă, așa că nu vreau să mă repet. Pe lângă ziua obișnuită cu internări și externări, vizite, birocrație și așa mai departe, mai este vorba și de gărzi, despre care o să vorbim, cred că, la altă întrebare, cu câte gărzi se fac și ce tip de cazuistică se întâlnește în aceste situații. O atribuție complet nouă la momentul actual este aceea de, în contextul actual cu pandemia, este vorba de triaj, care se realizează de către un medic rezident o dată pe lună, în două ture, și practic sunt evaluați toți pacienții care urmează să intre în spital, dacă prezintă sau nu simptome, sunt trimiși la izolator, sunt evaluați de către linia de gardă, dacă necesită testare, sunt redirecționați către un container special unde se află asistentele pentru recoltare. Doar asta mai este în plus. În rest, este o zi obișnuită cu internări, externări și atât. Am înțeles. Ce fel de personalitate crezi că se potrivește în această specialitate? Nu cred că există o personalitate aparte pentru niciuna dintre specialități. Cred că medicina este cea mai nobilă artă. Cred că cu toții am pornit pe același drum, cu aceleași steluri, respectiv acela de a ajuta oamenii, de a empatiza cu suferințele lor, de a le oferi cele mai bune soluții terapeutice și obținerea unui stil de viață cât mai bun. Pe lângă empatie, trebuie să ne încărcăm și cu răbdare, cu sete de cunoaștere în tainele medicinei. Cred că și perfecționismul îmbracă foarte bine profesia de medic, pentru că nu sunt acceptate erori. Dacă în orice altă profesie omului este permis să mai și greșească, ei bine, nu pot spune același lucru și în medicină. Aici greșeala se răsfrânge asupra unei alte vieți. Da. Câți ani de rezii se fac pe reumatologie? Se fac 5 ani de rezidențiat. Din ce am înțeles, este un lucru nou. Înainte era vorba doar de 4 ani. Iar din acești 5 ani se face foarte multă medicină internă, respectiv 24 de luni. Și cum se studiază foarte multă medicină internă, examenul de specialitate cuprinde două componente, să zic așa, o parte de reumatologie și una de medicină internă, atât la proba scrisă cât și la cea practică. Interesant. Ce cărți must have recomand pentru această specialitate? Cam ce materiale de studiu ar fi utile la început de drum? La început de drum a reumatologiei trebuie să pleci puțin de la fundația unui medic, respectiv de la medicina internă, stadiu care reprezintă, cum am mai zis, primele 24 de luni din curicula specialității de reumatologie. Medicina internă este esențială în înțelegerea și orientarea în reumatologie, iar ca și materiale de lucru, nu știu, practic orice pică în mână. De la cardiologie, pneumo, EKG, nefro, hematologie, radiologie, gastroenterologie, orice este o cunoștință în plus este de ajutor în evaluarea cât mai completă atunci când te afli în fața unui pacient cu patologie reumatologică. Evident că este necesar și consult de specialitate, dar ca și reumatolog trebuie să fii un pic orientat și să știi ce cauți și să observi înainte de o evoluție nefavorabilă. Cu ce cunoștințe trebuie să vii din facultate și dacă simți că te-a pregătit cumva facultatea pentru această specialitate? Cum am mai spus, semiologia și toată medicina internă sunt piatra de temelie. Facultatea consider că te pregătește mai mult sau mai puțin. Până la urmă, tot ceea ce nu se recitește se uită și cumva este datoria noastră ca medici să apelăm la studiu individual ori de câte ori avem ocazia.
Iar dacă facem referire strict la practica aplicată din facultate în rezidenția, personal consider că este mică, iar însă clar te orientează. Unii poate suntem norocoși să contrazicem asta, eu însă m-am bucurat de faptul că în facultate am fost destul de conștiincioasă și am avut la început de drum în rezidenția bazele teoretice, restul cumva a venit pe parcurs. Înțeles. Care zici că sunt cele mai importante discipline medicale din facultate care sunt necesare în reumatologie? Cele mai importante discipline sunt cele care formează fundația de medicină internă. Faptul că reumatologia se face în anul 5 de facultate, după ce am parcurs majoritatea disciplinelor, spune ceva. Toate sunt importante din punctul meu de vedere, de la cele microcelulare, imunologie, fiziopatologie pentru a înțelege mecanismul de producere al bolii, la, semiologie medicală și toate ramurile de medicină internă, la însă și anatomia musculoscheletală, care este baza pentru a înțelege ecografia musculoscheletală, procedurile ecoghidate, RMN-ul, radiografiile și așa mai departe. Ți se întâmplă des să nu poți pune un diagnostic clar? E cumva frustrant acest lucru pentru o persoană care îi place organizarea? De-a lungul timpului, pentru a facilita susținerea unor diagnostice, au fost create diverse criterii de clasificare, nu de diagnostic. Nu există de diagnostic, sunt pentru toate patologiile din reumatologie. De cele mai multe ori, diagnosticul poate fi susținut pe baza acestor criterii de clasificare. Câteodată însă, diagnosticul poate să fie unul de excludere a altor patologii și, din punctul meu de vedere, nu există loc de frustrare, ci mai degrabă este o provocare, o incitare de dorință de a te documenta și de a cerceta cât mai mult. Corect. Ți se pare că reumatologia se aseamănă cu serialul House în ceea ce privește complexitatea și diversitatea cazurilor? Consider că în viziunea tuturor rezidenților de pe toate specialitățile care sunt pasionați de acest serial, în fața unui caz complex, ai în minte imaginea lui Dr. House, este celebră. Asemănarea dintre reumatologie și acest serial, cred că este dată cumva și de raritatea anumitor patologii, precum amiloidoze, vasculite, dar și de complexitatea cazurilor, unele dintre acestea fiind dificil de diagnosticat, altele sunt dificil de tratat, dar și implicarea aceasta multisistemică, terapie aflată într-o, și vorbim și despre terapiile aflate într-o dezvoltare continuă. Cu riscul de a mă repeta, reumatologia implică foarte multe organe și sisteme, astfel că nu doar medicul reumatolog este un Dr. House, pentru că sunt foarte multe situații când pacientul se adresează medicului reumatolog după ce a fost văzut de un medic, dermatolog, în artritea psoriazică sau vasculite, de un medic în ORL, cum ar fi vasculitele cu implicare în sfera ORL, sau pneumolog, care la rândul lor au fost un Dr. House, au recunoscut patologia reumatologică și au recomandat un consult de specialist. Ne poți povesti un pic de un caz interesant și provocările? Cazuri interesante am întâlnit destul de multe. Primul care îmi trece prin cap la acest moment este un caz, ca multe altele din reumatologie, care ajunge să fie evaluat de către un medic reumatolog abia după ce se prezintă pe alte secții. Este vorba de o pacientă de aproximativ 50 de ani care este evaluată într-un serviciu ORL din cauza unor afecțiuni în această sferă. Avea otite recurente, soldate cu hipoacuzie, a fost multiplu tratat cu antibiotice. Ulterior, pacienta a prezentat leziuni mamare bilateral sub forma unor noduli de consistență dură, cu ulcerații superficiale la piele, cu retracția mamelonului bilaterală, cu evoluție fulminantă în curs de câteva luni. Evident că s-a ridicat suspiciunea unui neoplasm mamar și se investigează prin biopsia leziunilor. Se realizează între timp și o radiografie pulmonară, care sunt decelate numeroase opacități și se ridică suspiciunea de determinări secundare în contextul unui neoplasm mamar. Toate aceste investigații au fost efectuate în serviciu ORL, inclusiv un examen tomograf cu substanță de contrast, unde au fost descrise formațiuni pulmonare nodulare care pledau mai mult pentru aspectul tipic de granulom. Astfel, s-a solicitat recoltarea unor anticorpi specifici de vasculită, valorile acestora fiind foarte crescute. Atunci, medicul de pe de ORL a hotărât să transfere pacientul pe secția de reumatologie, unde este supusă multiplor investigații paraclinice și s-a susținut diagnosticul de granulomatoză Wegener. Actual este denumită granulomatoză cu peniangită.
Am intrat și în posesia rezultatelor de pe anatomie patologică, de la piesele de biopsie, atât mamare cât și cele pulmonare, care au pledat pentru inflamație granulomatoasă cu infiltrate cu celule gigant. Pe lângă patologia specifică din sfera ORL, pulmonară, renală, a vasculitelor, după un apel la Google și articole de specialitate, am învățat faptul că există raportate în literatură foarte puține cazuri de astfel de determinări secundare la nivelul glandelor mamare, mai exact vreo 11. Pacienta a fost tratată în conformitate cu diagnosticul stabilit, cu surpriza retragerii tuturor granulomelor, atât cele pulmonare cât și cele de la nivelul glandelor mamare. Wow! Ce wow! Interesant! Super tare, mai ales că e așa rar. Da, m-a marcat sincer. Cu ce specializări medicale conlucrează cel mai frecvent medicul reumatolog pe lângă ortopedie și medicină fizică și reabilitare? Cred că fiind o specialitate cu atât de multă implicare multisistemică, avem nevoie de colaborare cu toți colegii, cu toți, absolut toți, de la, nu știu, cardio, pneumo, absolut toată lumea. Ne poți spune care e media de vârstă a pacienților la reumatologie? Este foarte versatilă, de aici pleacă și deliciul. Cred că putem vorbi de pacienți foarte tineri care sunt diagnosticați cu artrită juvenilă idiopatică la o vârstă foarte, foarte fragedă. Aceștia vor face ulterior tranziția către medicina adultă, deci vom începe de la vârsta de 18 ani. Iar dacă vorbim de patologii inflamatorii sistemice autoimune, putem vorbi despre decadele 3-5, iar în cele degenerative, în decadele 6-7 și mai sunt de asemenea și alte patologii care sunt independente de vârstă. Reumatologul deci realizează legături pe termen lung cu pacienții pentru ajustarea dozelor? Medicul reumatolog leagă o relație pe termen lung cu pacienții nu doar pentru ajustarea dozelor, cea mai mare parte a patologiilor fiind cronice, prezentând fluctuații periodice a intensității simptomelor și semnelor de boală, prezintă perioade de acutizare care alternează cu perioade de alchimie, dar care de obicei au o evoluție lent progresivă pe parcursul mai multor ani și necesită urmărire periodică a evoluției bolii de fond, precum și a posibilelor comorbidități care pot apărea fie în contextul bolii, fie ca urmare a terapiilor administrate. Când vorbim de comorbidități, acestea apărute în cazul bolii pot să vizeze orice organ și sistem, de la fibroza pulmonară, nefrită lupică, vorbim de criza renală sclerodermică, episclerite, keratoconjunctivită SICA, patologie în spectru neurologic, toate acestea necesitând investigații riguroase, ajustarea sau modificarea terapiilor de fond sau introducerea de terapii asociate comorbidităților. Trebuie atent urmărite și posibilele complicații survenite ca urmare a terapiilor. Și când spun asta, vorbim despre corticoterapie, de exemplu, care poate să ducă la osteoporoză, sindrom Cushing, în cazul metotrexatului sau alte terapii imunosupresoare, vorbim de fibroză pulmonară sau alte efecte adverse comune, hepatonefrotoxicitate, infecții recurente, citopenii, sau, nu știu, activarea de tuberculoză sau dezvoltarea de neoplazii, limfoame. Cum spuneam, odată apărute aceste complicații, se modifică puțin planul terapeutic. Un alt aspect foarte important este faptul că patologiile din reumatologie vizează predominant sexul feminin și acestea au un debut precoce al patologiilor. Va trebui luat în calcul o viitoare sarcină la aceste paciente, astfel că trebuie să fie realizat cu mare atenție un plan terapeutic, atât să vizeze atât perioada pregestațională, perioada sarcinii, dar și postgestațional, deoarece există riscuri multiple, de la avort spontan, la oprirea creșterii intrauterine, la bloc atrioventricular total, congenital, toate acestea trebuie foarte atent monitorizate. Foarte bine punctat, mai ales asta cu sexul feminin și că se poate lua în se trebuie luat în calcul și o sarcină pe viitor. Nu mă gândisem la asta și probabil nici cei care vor reumato, ceea ce e bine că ai punctat. Este un capitol întreg, nu de aici. Da. Cât de solicitantă ți se pare această specialitate și dacă îți oferă timp să ai și o viață personală? Cred că
solicitarea și timpul pentru viața personală vin la pachet direct proporțional cu mai multe aspecte. Cam cât ești de eficient la locul de muncă, eficient, dar și foarte atent perfecționist, numărul de pacienți de internat, de evaluat, de externat, partea asta birocratică din ziua respectivă, cam cât vrei tu să aprofundezi în timpul tău liber, ce nu ai stăpânit în ziua respectivă, cât vrei să citești pentru pregătirea ta profesională, însă din punctul meu de vedere, timp este pentru toate. Și încep cumva să-l manageriezi mult mai bine odată cu acomodarea la programul de lucru. Ce părere ai despre îndrumătorii de rezidențiat? Sunt ca niște mentori pentru rezidenți? Îndrumătorii, da, se ocupă fiecare, cred, în maniera lui caracteristică. Nu am schimbat foarte mulți îndrumători ca să am o părere foarte avizată, însă cu cei cu care am reușit să lucrez până acum, consider că și-au dat interesul în a mă învăța, ne-am explicat anumite cazuri, puteam adresa întrebări cu ușurință. În unul dintre spitalele din București, în care mi-am desfășurat o parte din stagiul de medicină internă, îndrumătorul la finalul unei zile obișnuite strângea toate foile de observație pe masă, eram mai mulți colegi, nu era pandemie, fiecare dintre noi eram responsabil de un număr egal de pacienți, ne așezam în jurul mesei și fiecare rezident prezenta cazul lui, restul eram atenți, iar după fiecare prezentare de caz discutam conduite terapeutice sau orice informații medicale care veneau în context cu cazul respectiv. În alt spital, tot ceva similar. Prei un pacient de la momentul internării, nu este neapărat să fie un caz complet nou, poate să fie un caz cunoscut clinicii, doar pentru reevaluare. Îl preiei, cum am spus, îl evaluezi, apoi prezinți caz în timpul unei vizite împreună cu îndrumătorul și ceilalți colegi ai tăi. De asemenea, mai sunt și teme de făcut pentru rezidenți. Nu sunt chiar cele mai plăcute, dar vin cumva în ajutorul nostru pentru că te îndeamnă să înveți un pic mai mult. Acestea sunt atât pe reumatologie cât și pe medicină internă, care sunt prezentate la ședința rezidenților, de obicei organizat o dată pe săptămână. Tot în cadrul acestor ședințe de rezidenți sunt prezentate și cazuri clinice mai speciale din clinică, precum și articole științifice. Au mai fost prezentate și cursuri de ecografie musculoscheletale, EKG, radiografii musculoscheletale de către medicii îndrumători. Deci, până acum, din tot ce am auzit, mi se pare că îndrumătorii chiar se ocupă ai voștri. E wow, se fac foarte multe lucruri. Mie, sincer, mi-a plăcut și în Craiova reumatologia, chiar mi-a plăcut, adică, nu știu, mi s-a părut destul de serioasă toată situația. Da, și examenul destul de complex și cu parte clinică și cu imagistică și cu tot, singur știți. Da. Cum ți se pare programul de lucru? Programul de lucru este cel obișnuit, de la ora 8 la ora 15. Înainte de pandemie însă acest lucru nu prea era respectat, pentru că erau foarte multe internări, atât continue cât și cele de zi, care sunt cele mai costisitoare de timp. Pentru că în afară de internare și examen obiectiv, analize, explorări paraclinice, aceștia trebuie să fie și externați în aceeași zi, motiv pentru care cumva trebuia să mergem în tandem și cumva mai mult pe partea pacienților care trebuia să fie externați în aceeași zi și asta îți mănâncă foarte mult timp. În contextul pandemic actual, capacitatea de muncă însă a fost mult diminuată, cred că pe toate secțiile, din păcate. Acum, cumva, lipsa cazurilor de medicină internă și reumatologie au fost un pic înlocuite și cu evaluările pacienților cu infecții SARS-CoV-2. Din păcate, în spitalul în care îmi desfășură activitatea este și sub COVID. Avem un etaj întreg de pacienți cu astfel de infecții SARS-CoV-2. Astfel că pacienților din specialitatea noastră le revine un număr de locuri în limita disponibilă. Când vorbim de o zi cu gardă, garda este evidentă 24 de ore, iar atunci când nu ai prezentări la camera de gardă, poți sta pe secție și să ajuți medicul îndrumător. Că tot ai adus vorba de gărzi, care e frecvența lor și ce urgențe frecvente întâlnești? Dacă ești un rezident de an mai micuț, respectiv în primii 2 ani, în mod normal una pe lună. Dacă sunt mai puțini rezidenți în centru la momentul respectiv și nu se acoperă toate zilele dintr-o lună, poți să survină chiar 2-3 gărzi pe lună.
În cazul unui rezident mai mare, respectiv de anul 3-5, se împart zilele unei luni la numărul de rezidențe aflați în stagiu la acel moment. De obicei revin cam 3-4 gări pe lună, dintre care una este neplătită, restul plătite. Repet, asta se întâmplă în cadrul spitalului în care îmi desfășor eu practica în momentul ăsta, pentru că nu cred că este chiar similar la toate centrele de pregătire. Ca și urgențe, în camera de gardă depinde un pic de spital, dacă este spital de urgență sau nu. În cazul meu nu sunt foarte multe cazuri deosebit de grave, însă poți să ai diverse surprize, de la STEMI la non-STEMI, fibrilație atrială, flutter cu ritm rapid, nediagnosticate, non-responsive la terapia de fond, poate fi vorba și de șocuri anafilactice, criză de astm bronșic, BPOC exacerbat, pneumonii, pielonefrite, nu știu, cazurile care nu se pot manageria la spitalul nostru sau la camera de gardă sunt redirecționate, cum ar fi, de exemplu, nu știu, infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral, se redirecționează evident la spitale de profil. Cele mai frecvente urgențe pot fi salturile hipertensive, tulburările de ritm, atacul acut de gută este unul dintre ele, mai ales când a fost o panică cu colchicina, nu se mai găsea pe piață, poliartralgii nediagnosticate, dezechilibre hidroelectrolitice diverse. Ce ne poți spune despre salariu și spor? Salariul este cel de bază, cu sporul variabil în funcție de stagii. Asta este o regulă a tuturor specialităților și, cum am spus, că se fac 24 de luni de medicină internă, sporul este de 15%, iar restul e reumatologie în mare parte, deci tot 15%. Practic, salariul nu prea suferă multe variații. Bun. Cum te-ai adaptat tu programului și în cât timp? Adaptarea la programul de muncă a survenit treptat, de nevoie și rapid, căci trebuie să înveți să te descurci cât mai repede, să devii independent, eficient, să faci un drum și să rezolvi cât mai multe sarcini din mers. Trebuie să fii organizat, să știi care este planul zilei înainte de a începe, să începi vizita, internări, externări, să faci un examen obiectiv al pacientului pe organe și sisteme cât mai complet și cât mai scurt timp. Acesta te va ajuta și va fi un exercițiu pentru momentul în care vei susține examen de specialitate. În tot acest timp se lucrează analizele, astfel încât, după ce termini cu evaluarea pacientului, poți accesa și informațiile provenite din explorările paraclinice. Este important, în cazul unei specialități, precum reumatologia, care are atât de multe conexiuni multidisciplinare, să privești un pic pacientul ca pe un caleidoscop, să analizezi cu atenție fiecare organ și sistem. La început este epuizant, pentru că simți că vei claca un pic în fiecare zi, că nu mai poți, că nu mai vrei, te scuturi un pic și strece. Tot la început simți că examenul de rezidențiat susținut cu câteva luni în urmă, respectiv finalul facultății, a fost de fapt cu câțiva ani în urmă. Pentru mine cel puțin așa a fost. Parcă ceea ce s-a predat în facultate a fost franceză și ceea ce practic este turcă. EKG-ul a fost o enigmă și este a întregului rezidențiat. Radiologia, ecografiile sunt umbre, încă nu am afinitate pentru ele, dar aici este și frumusețea drumului pe care am ales cu toții să mergem. Nu ai timp să te plictisești, medicina este într-o continuă dezvoltare, începi să citești, nu știu, cardio și ajungi să citești nefro, apoi endocrine, apoi dezechilibre, iar la final îți dai seama că nu ai reușit să-ți răspunzi la prima întrebare care te-a făcut să deschizi, nu știu, capitolul de cardio. Însă la final îți dai seama cât de puține știi. Dar pentru asta e o viață în față, nu un rezidențiat. Da, rezidențiatul este o perioadă limitată, 5 ani, da. După aia ai toată viața înainte. Să poți să citești cât vrei. Ce ne poți spune despre alte centre de pregătire? Ai vreun top? În ceea ce privesc centrele din București, acestea știu că sunt în număr de 4 la momentul actual, respectiv Spitalul Clinic Sfânta Maria, Spitalul Cantacuzino, Spitalul Ioan Stoia și recent introdus Spitalul Militar Central. Nu am să fac un top al acestor centre, mi se pare nedrept, pentru că nu am o experiență de pregătire în toate cele enumerate și nu aș putea să am un termen de comparație elocvent. Da, corect.
Ce este recomandat pentru un reumatolog să urmeze după ce termină rezidențiatul? Medicină internă, ca să aprofundeze mai mult, sau să se supra-specializeze pe recuperare, medicină fizică și balneologie? Nu cred că e o idee rea niciuna dintre cele două opțiuni. Cred că această decizie poate fi cântărită de fiecare dintre noi pe parcursul celor 5 ani de rezidențiat. Ai un drum lung în față, în funcție și de ceea ce ne dorim pe noi și în funcție de ceea ce ni s-ar potrivi și ne-ar face plăcere să practicăm în continuare. O idee bună ar fi și atestatul de pediatrie, o chestiuță destul de nouă. Adică nu trebuie să faci rezidenția de pediatrie, poți să faci doar un atestat de pediatrie, care îți va oferi posibilitatea de evaluare și diagnosticare a atitelor juvenile idiopatice, putând ulterior ca pacientul să rămână în atenția ta și în viața adultă. Super. Deci Se face atestatul foarte ăsta puțin. Vreo 8 luni de zile, am înțeles. e ca o competență, nu? Exact. Pediatrie. Ai mai multe idei despre alte competențe și supra-specializări? Competențe ar mai fi cele din imagistica musculoscheletală, atât radiografie, EKG, ecografie, dar și capilaroscopia este o competență importantă, poți să diagnostichezi ușor fenomenul Raynaud, iar ca supra-specializări, acum am zis, în funcție de ceea ce ne place pe mai departe să facem, putem face medicină internă, da, pentru un plus de cunoștință, dar poți să faci orice, și reabilitare și medicină fizică. Da, și mă gândesc că dacă ai alege medicină internă, nici n-ar trebui să faci toți anii, că deja ai făcut, deja ai făcut 24 de luni. S-ar Da. compensa. Da, acum depinde, poate vrei să fii rezident 10 ani. Da, corect. Ce posibilități de angajare există după terminarea rezidențiatului? Am multiple în privat, la stat însă sunt șanse destul de mici, din păcate, consider că este un pic problema tuturor specialităților. Asta este situația actuală și trebuie să ne Da. adaptăm la privat. Dar la privat se pot iniția și monitoriza terapii biologice? Medicul care lucrează în privat are aceleași drepturi ca și un medic care lucrează la stat. Iar dacă are contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, poate iniția și monitoriza terapii biologice. Totul se rezumă doar la decontarea acestor terapii și acestea sunt destul de costisitoare. Cam cât de mult diferă practica de la spitalul de stat de la cea de la privat? Cred că depinde un pic și de cât de dezvoltat e privatul, clinica. Însă, ca și diferență notabilă, ar fi complexitatea cazurilor. Cred că ponderea este mai mare la stat. De asemenea, mai este și avantajul în care poți să internezi pacientul într-un spital de stat, să-l monitorizezi, să-l evaluezi mai multe zile. Însă, la privat ai avantajul liniștii și organizării foarte bune. Da. N-ai gărzi. Exact. Și îți faci tu programul cum vrei. Deci ai zis că mai mult la privat, asta înseamnă că la stat se găsește cu greu un post într-un centru mare. Da, din păcate. Ți se pare că reumatologia este o specialitate deficitară? Acum depinde despre ce zone vorbim. Cu toții optăm pentru orașe bine dezvoltate, unde nu se pune problema de deficitare, nicio specialitate. Deci, Depinde dacă vrei zone. să te duci într-un centru mare sau acolo unde se cer reumatologi, adică și într-un centru orășel mai mic. Exact. Sunt mai deficitare cele care nu sunt, nu știu, metropole sau, nu știu, centre mai mari. Da. Am avut o întrebare care zicea, pentru un cuplu medical, cu cine ar coopera mai bine și ar avea nevoie reumatologul pentru a menține relația și în domeniul medical? Personal, nu consider că ne alegem partenerii de viață nici după profesie, dar mai ales după specialitate, adică n-are nicio treabă. Dar dacă reumatologia ar fi o ea, cred că ar putea menține o relație în orice domeniu medical. Super, super. Da, mai bine de atât nu puteai să... Păi da, chiar ăsta e adevărul până la urmă. Nu știu cum să zic altfel, pentru că nu mi se pare că asta e un criteriu în care să-ți alegi partenerul de viață. E posibil să nu fii compatibil cu cineva din domeniul medical, habar n-am. Exact. Care ți se pare ție cel mai frumos lucru la specialitatea pe care ți-ai ales-o?
N-aș putea numi doar un lucru, voi putea spune un top 3, să zic așa. Una dintre ele ar fi vârsta pacienților. Pe mine mă pasionează chestia asta. Adică pot fi pacienți atât cu debut precoce, cum am spus, în artrită idiopatică juvenilă, dar și la vârste mai puțin precoce, în bolile autoimune sistemice și cele un pic mai tardiv, în bolile degenerative. Pe de altă parte, mi se pare foarte interesant implicarea tuturor cunoștințelor de medicină internă pentru managementul unui caz complet. Iar în ultimul rând, ar fi și dinamica într-o continuă cercetare a criteriilor de clasificare a acestor patologii din reumatologie, implicarea tuturor tehnicilor biologice și de inginerie genetică pentru tratamentul acestor patologii. Se caută foarte mult și etiologia acestor patologii pentru că este un pic incertă. Dar ca minusuri, ce ai descoperit în această specialitate? Cu un picuț de gust amar ar fi faptul că tainele în imagistica musculoscheletală, cel puțin în practica de rezident, se dobândesc destul de greu. Iar un alt minus, pentru cei care nu sunt foarte apropiați de știința micromoleculară, toată patogenia este destul de aridă. Eu nu mă bag momentan cu ea atât de bine și va fi destul de dificil de împrieteni cu ea, însă aceasta este necesară pentru a înțelege și a ajunge să vezi ce tip de terapie merge cel mai bine pe patologie în cauză, adică ce tip de celule interesează ca să știi ce tip de terapie poți să-i dai pacientului. O vezi ca pe o necesitate mai mare de reumatologi în viitor, având în vedere creșterea numărului de boli autoimune și de posturi vicioase din cauza dispozitivelor electronice? Cred că reumatologia este o specialitate cu un viitor promițător. Creșterea numărului de cazuri de boli autoimune este influențată și de identificarea mai ușoară a acestor pacienți cu aceste patologii prin criteriile acestea de clasificare adaptate la ultimele standarde europene și americane, precum și de completarea oferită de tehnicile imagistice pe care le avem la îndemână. Totodată, numărul pacienților cu boli autoimune este influențat și de factorii de mediu la care este expusă populația, din ce în ce mai nociv acest mediu, care constituie un trigger pentru un teren genetic predispozant. Viitorul în reumatologie este promițător și prin interesul major acordat în identificarea de noi ținte terapeutice. Pe de altă parte, artrozele sau acele boli degenerative este un alt domeniu de interes, cu o cazuistică în creștere, pentru că apar sub influența mai multor factori de risc, atât cei locali, care determină un stres mecanic repetat la nivelul unor articulații, anomaliile de statică, de postură, sportul incorrect efectuat, diverse traumatisme, dar și cei sistemici, precum vârsta, constatându-se cumva o creștere a incidenței odată cu înaintarea în vârstă, fiind predominant la vârstă, la sexul feminin. Managementul terapeutic al acestor patologii, am mai spus, se realizează în strânsă colaborare cu medicii specialiști de pe recuperare medicală. Deci nu există timp mai potrivit să fii reumatolog decât cel prezent. Da. Probabil nu e singura arie, mai ales în prezent. Da. Da. Noi am mai avea o singură întrebare pentru tine și anume ce sfaturi ai avea tu pentru viitorii medici rezidenți? Unul dintre sfaturi ar fi să-și dea timp să se cunoască. Cumva acum, înainte de examenul de rezidențiat, pentru că e important să-și dea seama ce-și doresc de la viață, să nu se lasă influențați de părerile venite din partea colegilor, deoarece nu ceea ce se potrivește unui coleg se poate potrivi și ție ca și specialitate. Trebuie să se gândească că este o alegere pe care o vor practica toată viața și este important să o facă cu plăcere. Odată ajuns la o decizie, este important să lupte pentru ea, pentru această specialitate visată, iar atunci când simt că nu mai pot, sigur mai pot puțin. Al doilea sfat ar fi să se bucure de perioada de rezidențiat. Eu consider că este cea mai frumoasă, chiar dacă la începutul lor de drum e posibil să nu fiu credibilă, însă este tranziția noastră la viața adultă, în care avem un venit bun și totuși nu o responsabilitate uriașă. Mereu avem în spate un medic îndrumător, un coleg mai mare. Iar al treilea sfat ar fi să eficientizeze timpul, ori de câte ori este posibil, să investească în pregătirea lor profesională, să citească ceva, orice. Acum este momentul cel mai prielnic. Mai târziu este posibil să avem un orar mult mai încărcat.
Ce tare! Păi, fiindcă am ajuns la final, vreau să-ți mulțumesc că ai participat la seria de episoade și că ți-ai luat puțin din timp să aduci valoare comunității Grile Rezidențiat, mai ales într-o perioadă atât de încărcată în țara noastră, și să zic că de mult n-am mai avut un episod cu atât de multe informații și atât de complex. Și se vede că ai făcut tot posibilul să aduci la lumină și ce e bun și ce e rău și ce-ți place ție, și fix de asta au nevoie cei care urmează să dea examen de rezidenția, și pentru asta mulțumim și îți urăm foarte mult succes în cariera pe care ți-ai ales-o. Mulțumesc și eu, și am pus suflet și un pic de tușă personală, pentru că mi-am dorit să ajut colegii care urmează să dea și examen de rezidențiat, care poate nu și-au ales încă specialitatea visurilor sau nu știu pe care să o aleagă, pentru că și eu am fost în impas, și să realizeze cumva că necesită foarte multă muncă în această specialitate, nu este ușoară. Din punctul meu de vedere, că sunt foarte multe specialități grele, dar presupune foarte multă, foarte multă muncă. Cam, na, asta este situația. Iar acum cu pandemia, din păcate, ei sunt și foarte încercați, pentru că nu au făcut toate aceste stagii și nu au avut ocazia să vadă cazuistică în spitale, și a cuprins, sunt sigură, și stagiul de reumatologie. Sper să le fi fost de folos răspunsurile mele și să ia decizia cea mai bună pentru ei. Cu siguranță, cu siguranță o să aprecieze. Îți mulțumim încă o dată și îți urăm o seară plăcută. Mulțumesc la fel, pa!